Premierul Ungariei, Victor Orban, a declarat la Băile Tușnad că printre cele mai spinoase probleme cu care se confruntă Europa se numără criza demografică, criza spiritualității, a puterii Occidentului, dar și o criză politică. Premierul maghiar a reluat la tabăra de vară de la Tușnad pozițiile sale privind minoritățile sexuale. Tatăl este bărbat, mama este femeie și copiii noștri să fie lăsați în pace, inclusiv de armata lui Soros. Conform Digi24, Victor Orban a declarat la tabăra de vară de la Tușnad, problema cea mai spinoasă continuă să fie problema demografică. Sunt mai multe înmormântări decât nașteri. A doua provocare este fenomenul migraționist care a împărțit Europa în două. Pur și simplu, Occidentul s-a destrămat, s-a împărțit în două. Într-o parte avem țări, națiuni unde avem europeni și non-europeni care trăiesc la oaltă. Acele state nu mai sunt națiuni, acolo sunt niște conglomerate de popoare. Nu mai putem vorbi, zic eu, de Occident. Este vorba despre o structură post-occidentală și conform regulilor matematicii o să se întâmple acea mare schimbare demografică. În acea parte a continentului nostru, procentajul populației non-europene va crește peste 50% și avem cealaltă parte a Europei, a Occidentului, Europa Centrală și de Est, adică este vorba despre noi. Nu aș vrea să creez confuzie, dar totuși și o spun în sensul spiritual. Occidentul s-a mutat în regiunea noastră, aici avem Occidentul, acolo avem o structură post-occidentală și se dă o bătălie între cele două părți ale Europei. Deci noi am făcut o ofertă post-occidentalilor, le-am spus să lăsați-ne în pace să ne decidem fiecare cine cu care vrea să fie vecin și cu cine vrea să trăiască. Post-occidentalii au refuzat această ofertă și au spus nu, noi o să vă transformăm în ceea ce suntem sau am devenit și noi. Acum se vorbește mai puțin despre migrație, dar credeți-mă, nimic nu s-a schimbat. Bruxelles și echipele soroșiste pur și simplu vor să ne forțeze să-i acceptăm pe migranți. În discursul său, premierul de la Budapesta a mai spus, printre altele, că Ungaria va căuta aliați care împărtășesc aceleași viziuni, considerând foarte important ca țara să rămână în afara războiului, a migrației, a impozitului global și a ideologiei transgender, precum și a recesiunii generale din Europa, relatează Digi24.